Relația cu USR Plus, cum arată la sectorul complexă. E o relație tumultoasă. Este o relație complexă. Tata Clotilde Armand, deși mânată de cele mai bune intenții, are încă niște deficiențe în a înțelege cum funcționează administrația publică din România și asta duce la niște blocaje, dar care sperăm să fie depășite și să începem să livrăm conform așteptărilor cetățenilor. Ieri, după întâlnirea privind criza gunoaielor din sectorul 1, ce concluzii s-au tras? Aveți idee? O să vedem. Au fost mai multe discuții. Există așteptare ca doamna Armand în sfârșit să înțeleagă că nu se pot face revoluții și că lucrurile se schimbă pas cu pas. Există o tensiune mare în rândul cetățenilor sectorului 1 din cauza acestor gunoaie. Dar ea este primar, ea și asumă, și cu bune și cu rele. Dar PNL îi asigură în Consiliu, cel puțin așa arată cifrele, majoritate. Cu siguranță suntem într-o alianță, într-o alianță la nivel național, însă dacă vă uitați la structura votului, o să vedeți că noi am susținut doar acolo unde au fost incluse și părerile noastre în tot ce înseamnă votul din Consiliu. Regulamentul de exemplu, la regulamentul de ridicare a mașinilor. Am avut niște amendamente numai pentru a păstra legalitatea. Am susținut acest centru pentru copii cu sindromul Down. Deci există, nu este un vot necondiționat. Există o serie de argumente, inclusiv în relația cu firma de salubritate. Noi chiar ne-am și opus de multe ori atunci când am considerat că măsurile pe care le propunea doamna Armand erau exagerate. Deci nu este o susținere total necondiționată. Discutăm, negociem și când avem puncte convergente de vedere, atunci și susținerea Partidului Național Liberal se oferă fără nicio problemă. De ce credeți că e greu să înțeleagă doamna primar că, spre exemplu, la 35 de grade sau câte sunt acum vreme de caniculă afară, nu prea e recomandat să ai gunoaie în stradă? Relația cu firma de salubritate a fost una complexă în trecut, în care și primăria a avut deficiențele ei, în sensul că, uitați-vă, sunt 10% sau 15% din operatorii economici din sectorul 1 care au contracte de salubritate. Deci ce vedem noi acum la colțuri, la stâlpi, că nu sunt gunoaie menajere din casele cetățenilor, ci sunt gunoaiele firmelor care nu au contract de salubritate și care pur și simplu aruncă gunoiul gratis. Aici trebuie să intervină masiv poliția locală și să reglementeze astfel încât firmele să nu poată funcționa în sectorul 1 fără un contract de salubritate. Dacă vă uitați, astăzi compania ia gunoiul de acasă de la oameni, însă nu-l mai ia pe acesta de la colț de stradă, care nu este sub nicio formă reglementat contractual. Și aici este rolul primăriei, prin poliția locală și prin serviciul de autorizări firme, deci serviciul de autorizări acte activități comerciale, să regleze această situație. Deci nu se poate să ai un coafor, să ai o alimentară sau un mic restaurant și să arunci toate gunoaiele la colț de stradă fără să plătești nimic. Asta este un deficit istoric în sectorul 1, care nu poate fi reglat decât de primărie. În momentul în care, prin contractele cu mediul de afaceri, se echilibrează și veniturile operatorului de salubritate, se poate discuta o scădere, pentru că ei acum ce fac? Iau gunoiul de la colț de stradă, îl cântăresc și îl facturează la primărie. Ca și cum ar fi gunoiul aruncat de trecători când merg. Da, când tu arunci ceva la colțul de stradă, arunci o sticlă de suc, o gumă de mestecat, nu arunci 300 de kg de gunoi pe care le vedem acum strânse la fiecare stâlp. Și atunci primăria plătește din bugetul local tot gunoiul pe care îl aruncă operatorii economici, care ar trebui plătiți de operatorii economici. Și atunci, normal că factura este anormal de ridicată, pentru că plătește niște servicii care nu ar trebui plătite de primărie. Asta a fost o înțelegere pe mandatul fostului primar, care astăzi trebuie să nu mai existe. Și asta spune doamna primar, însă ce nu face este să-și trimită poliția locală în control. Care e plătită tot din care bugetul primăriei. Da. Deci aici este o divergență de opinii. Noi considerăm că toată lumea care desfășoară activitate economică în sectorul 1 trebuie să plătească bună. Și produce deșeuri trebuie să le plătească. Este normal. Cât costă 100, 200, 300 lei pe lună? Altfel, ne trezim că o parte
foarte mare din bugetul sectorului se face pentru plata unui gunoi care nu este produs de persoanele fizice. Ați mai fi susținut-o pe Clotilde Armand, primar, dacă știați că lucrurile ajung aici? Miza noastră a fost să câștige domnul Nicușor Dan să o frâncă pe doamna Firea. În viziunea Partidului Național Liberal, doamna Firea era, să zicem așa, un rău foarte mare pentru rasul acesta și pentru asta am acceptat să facem alianța cu SR, să cedăm sectoarele 1 și 2 pentru ca ei să susțină pe Nicușor Dan la primăria capitalei. Gândiți-vă că dacă doamna Firea ar fi câștigat alegerile pentru primăria capitalei, probabil că scorul ar fi devenit și președinta PSD și scorul PSD ar fi fost mult mai mare pentru că s-ar fi transformat în locomotiva partidului. Și astăzi poate că nu am mai fi avut această coaliție de guvernare, ci ar fi fost un alt fel de guvern. Deci noi, pentru a reuși să o dăm jos pe doamna Firea, a trebuit la PNL să renunțăm la sectoarele 1 și 2. Asta a fost prețul pentru ca să nu se întâmple scenariul de care v-am povestit mai devreme. Am acceptat, a fost și cauzat de pandemie. În februarie sondajele arătau într-un fel în sensul că PNL cu Nicușor Dan puteau câștiga singuri împreună alegerile pe București. În mai sondajele au arătat complet diferit, adică fără susținerea USR Plus era imposibil să o înfrânge pe doamna Firea. Și ei știau asta, au negociat puternic și au primit ce au cerut, tocmai ca să ne asigurăm că la București nu mai este doamna Firea.